cadrul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman se primesc înscrieri pentru cursul de inspector în domeniul sănătății și securității în muncă. La acest curs se pot înscrie persoanele aflate în evidența instituției noastre în căutarea unui loc de muncă sau cei care nu au un loc de muncă, însă trebuie să aibă ca studii minim studii liceale, iar acestea trebuie să fie studii reale sau în domeniu tehnic. Întrucât această calificare pe care o vor obține se adresează celor care vor lucra cu agenți economici, a căror activitate este diferită, trebuie să menționez că nu sunt acceptați să se înscrie la acest curs cei care au terminat profil filologie sau chimie-biologie. De asemenea, se pot înscrie și persoane care au absolvit studii superioare, dar tot în domeniul tehnic. Și acolo sunt și niște condiții de cazier, mi se pare, nu? Nu. A, nu, la înscriere, la cursuri, la angajare. Cei care sunt pentru agenți de pază. Da, alte aici cursuri nu se mai fac, nu am înțeles totuși. Se găsesc, sunt cursuri care se află în desfășurare, iar este cumva și sfârșit de an, iar la acest moment se fac înscrieri doar pentru cursul ăsta de inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, pentru zona Roman.